un fond de ten altfel decât decât în mod normal pentru mine. Toată lumea a vorbit și a nebunit despre acești sâni, bureței, teoretic. Știți foarte bine că a apărut acel model de burețel Siri Sponge sau ceva de genul acesta, se numește din silicon. Nu l-am atins niciodată, nu știu textura, însă foarte multe fete și-au făcut review-uri cu aplicarea acestor sâni. Pentru că, deși eu sunt un sutien, mi-e bine să le zic, sunt imită foarte mult siliconul, chestii, nu știu, este foarte ciudat la atingere. Și da, am făcut o grămadă de review-uri cu acest sutien. Haideți să vă spun un pic povestea acestui sutien, care, în mod normal, ar trebui să se desfacă și asta este partea lipicioasă și partea cealaltă are o folie, cât să nu se lipească toate hainele de el, așa a avut și partea asta, însă s-a dat naiba. Eu am cumpărat acești sâni, după cum vedeți sunt mici, nu mi-am dat seama că sunt mici, însă am cumpărat acești sâni, sutien sau ce-o fi el, pentru ziua anunții m-am gândit că o să-mi fie folositori, m-am gândit că ridică sau că face orice altă chestie, însă nu m-a aștept cu absolut nimic acest sâni, pentru că în primul rând pentru mine sunt foarte mici. Nu știu ce mărime să iau, habar n-am, eu nu știu să-mi iau mărimea la sutien normal, dar pe la chestia asta. Așa că mi-am cumpărat o mărime greșită. Ei se desfac de aici și vin și cu bretele. Nu mai este nevoie să vă spun despre ele, pentru că știți deja teoria cum se folosesc acești sâni. Bine, imită un material de silicon, într-adevăr. Ia să vedem dacă focalizează. Este foarte ciudat la atingere și nu știu sincer cum ar putea să aplice chestia asta pe față, pentru că în momentul în care eu o pun pe față acum mi se lipește bine, eu fiind și transpirată. Nu știu, dar știți că a apărut foarte, a fost o nebunie cu acei beauty de silicon și mulți și-au pus pe beauty blender și au învelit beauty blenderul în silicon. Nu știu cum o să funcționeze, dar abia aștept. Haideți să și începem. Eu nu o să-l tai, majoritatea l-a tăiat, nu o să-l tai pentru că poate o să-i mai folosesc. Am costat 20 de lei și poate, deși nu pare mult, 20 de lei pentru o chestie pe care nu o folosești niciodată, pentru mine mi se pare costisitor. Și dacă o să meargă ca și fond de ten, bureței din fond de ten, atunci o să-mi tai foarte multe bureței, foarte multe bureței, foarte mulți bureței din acest, dintr-un sân. Și o să încerc să-mi aplic. Dacă nu, o să-l folosesc așa și poate voi mai slăbi și îmi va fi bună cupa. Bun, hai să începem să aplicăm fondul. Ok, aceasta este faza mea de aproape, nu vă speriați, vă rog. Cercanele mele sunt în floare, mi-au apărut și câteva chestii pe frunte, dar totuși nu vă speriați. Bun, am aici sutienul miraculos și mai am și un fond de ten de la Sephora, care teoretic este cu acoperire mare. Cel puțin așa mi l-a prezentat doamna în magazin, dar are o acoperire mică spre medie. Bun, haideți să punem direct, cred că o să-l pun direct pe asta, nici nu știu. Și sincer nu știu cum o să-l folosesc, trebuie să-i dau o formă cumva. Trebuie să văd, deci are chestia asta așa. Nu, nu din partea asta, ba, e la fel, același lucru. Așa. Cred că o să-l folosesc așa, da. Hai, să vedem ce este. Am pus aici foarte puțin, da? Mi-e frică, o să iau și oglindă cu mine. Am aici oglindă. Să vedem ce e. Sincer, nu știu cum să-l aplic, să-l tapotez așa. Ce e sigur e că nu pierzi fond de ten cu acest burețel. Bine, nu e burețel. Dar cu chestia asta cu siguranță nu vei pierde fond de ten. Dacă ții cumva prea mult la fondul tău de ten și îți iese necaz. Ok. Nu mai am absolut nimic, mai aplic un pic. În plus că am o pompiță până acum, o să încerc să aplic așa, cât să aplic pe jumătate de față. Nu ne
știți că eu transpir în exces, așa că nu știu ce poate să facă chestia asta. Cred că am pus cam puțin, cam mult pe frunte. Da, am pus cam mult. Wow! Deci stai așa, am pus o pompiță. Eu de obicei pun două pompițe pentru față. Și am pus, m-am gândit să pun jumătate de pompiță, o pompiță pentru jumătate de față, cealaltă, încă o pompiță pentru cealaltă jumătate de față. Dar cred că este mult. Bine, eu am transpirat deja. Băi, cu siguranță... Nu știu, mi se pare ciudat. O să vedem de aproape. Haideți să-l pun pe jumătate de față și vedem de aproape împreună. Ok, fac o mică pauză să vă vorbesc că am făcut acum o acoperire destul de mare, zic eu, pentru că am pus de două ori, cred că am pus teoretic o pompiță cu încă o pompiță, am două pompițe pe față. Acoperirea este foarte mare, în urmă cu mai bine de 2 minute aveam o grămadă de chestii pe față. Acum arată bine, arată uimitor de bine cu această chestie. Nu știu cum să vă arăt, dar arată foarte bine. Mi se pare că arată foarte bine. Nu știu. Poate este decât pentru moment, poate că aveam așteptări mult mai proaste și de aia mi se pare. Dar s-a blenduit foarte bine, într-adevăr, ia mult mai mult timp, însă arată destul de bine. Nu o să fac aceeași chestie și cu concealerul, pentru că am văzut foarte multe dintre voi care ați făcut... Este foarte ciudat, am impresia că... se simte foarte fin. În fine, vorbim despre imediat după ce îmi termin machiajul. O să-mi pun și eu restul machiajului. Nu vă arăt partea cu concealerul pentru că va fi dificil cu siguranță să ajung în pliurile ochiului. Plus că îmi va fi foarte frică să nu mă lovesc în ochi, așa că trec repede peste partea cu concealerul. Mi-am pus fața și m-am gândit să vă spun ce părere am eu până în momentul de față. Au trecut probabil 5 minute și în 5 minute... am transpirat foarte tare în jurul mustății și pe nas. Mi se formează bule de transpirație care sunt, nu le înțeleg. Trebuie urgent să-mi rezolv chestia asta pentru că este foarte greu pentru mine. Este într-adevăr foarte cald afară, dar și dacă nu fac nimic, la fel mi se formează și este foarte grav în primul rând. Trecem peste. Bun, deci mi-am aplicat fondul de ten, după care am aplicat o pudră. Pudră asta de la Wet n Wild. Cover All. Este destul de bună, îmi place mult pudra asta. Este catifelată, dar nu atât. Este mai mult ușoară, nu atât cât să mi anuleze reacția fondului de ten. Până în momentul de față, haideți să dau cu zoom să vedem ce va ieși. O să mă apropii puțin să vă dați seama că se formează bule de apă, ceea ce înseamnă că pare ca și cum fondul de ten dispare. Total arată bine, arată foarte bine fondul de ten aplicat cu chestia asta, sân. Mi-a venit să le zic sân, pur și simplu. Arată mult mai bine decât mă așteptam. Are o acoperire naturală dacă pui mai puțin fond de ten, dacă pui mai mult. Este desigur cu acoperire mai mare, însă și un pic de muncă mai multă, pentru că trebuie întins uniform pentru că el tinde să lase amprenta așa cum este partea asta. Este foarte catifelată, foarte catifelată. Nu știam că o chestie care imită, nu știu, un silicon este atât de catifelată. Mă întreb oare dacă silicoanele la care se bagă în sân sunt la fel de catifelate. Nu știu, sunt foarte catifelate. Ei bine, da, deci mi-am aplicat fondul de ten. Nu am încercat să aplic concealerul pentru că v-am zis, este destul de dificil să intri în zona ochilor cu chestia asta, decât dacă probabil o să îl tai și atunci probabil o să fac o formă care să intre în zona ochilor. El are așa niște striații dacă îl strângi, dar indicat, părerea mea e că va trebui să-l strângeți invers, da? Cât să formeze partea asta de silicon foarte tare, foarte bombată, foarte plină de silicon, foarte întinsă mai exact. Pentru că astfel, așa dacă o formați, este perfect, imediat să-l și fac, așa, este perfect și se ștampilează, se tapotează
Dacă trebuie să comparăm Beauty Blender cu Silly Sponge, nu știu dacă are exact aceeași textură ca cei bureței, ca acelor bureței care sunt pe piață. Habar n-am, nu știu, dar cred că cam așa se compară. Beauty Blender rămâne Beauty Blender, pentru totdeauna va rămâne Beauty Blender. Însă, de foarte multe ori, Beauty Blender-ul, cu cât îl folosești, cu atât el se învechește. Mi se pare că face găurile acestea, porin acesta îi face mai largi, asta înseamnă că rămân cumva amprente pe fața ta. Eu îl tapetez acum pentru că mi-este foarte cald, dar Beauty Blender, desigur că rămâne Beauty Blender orice s-ar întâmpla. Însă chestia asta din silicon este foarte, foarte comparabilă și este un rival pe măsură, aș spune eu. Oarecum pe măsură, mai are un pic să ajungă așa la gradul lui. Nu știu, chiar nu știu, chiar o să iau un burețel din acela din silicon să văd care este diferența între chestia asta și un silicon. Ei bine, pentru că am doi sâni, știți că am doi sâni, unul este fără chestia asta și se lipește, pentru că am doi sâni, cu siguranță nu îi voi folosi ca și sân, pentru că nu. Pentru că îmi cad, pentru că se desipesc și pentru că sunt mici și pentru că o groază de N motive. Altă chestie avantajoasă la chestia asta din sân e că se spală foarte ușor. Beauty Blender-ul, după cum vedeți, a ajuns într-un fel pătat. Și, într-adevăr, se curăță, bine, acum este curat. Se curăță, dar totuși mai rămâne pătat din el și este foarte greu să îndepărtezi și să nu pară că este murdar. Chestia asta, în schimb, se șterge foarte ușor cu ceva de machian sau pur și simplu se bagă sub un jet de apă cu un săpun, cu ceva și se șterge foarte ușor și se le poate folosi imediat, pe loc. Îmi place. Drept dovadă, eu o să fac bureței din acest sân. Cu cât mai mulți bureței, cu atât mai bine. Cu cât mai multe pensule, cu atât mai bine. Asta este principiul pe care eu merg. Astăzi o să rămân cu fondul de ten așa, pe față, nu o să-i modific nimic, poate o să modific puțin machiajul ochilor, să-l fac un pic mai intens. Gata, v-am lăsat. Vă mulțumesc că asta a fost un review foarte scurt, eram foarte curioasă să mă machiez cu sânii ăștia, eu o să le zic sânii totdeauna, pentru că mi se par niște sâni. Eram foarte curioasă să mă machiez cu sânii aceștia și am zis să aprind camera și să vedem împreună ce se întâmplă, să fie un first impression. Interesant, îmi place. Un like. Eu lui, voi mie, dacă vă place, un comentariu, ne vedem data viitoare, vă pup, părul meu sper să se decoloreze un pic mai repede, pentru că m-am săturat de el, desigur, mă așteptam să mă satur. Machiajul meu nu este complet, dacă vreți să știți, într-adevăr, am făcut pe repede înainte, ca să vorbesc mai mult și să nu mai pierd timpul cu machiajul, pentru că știam că fondul de ten de pe fața mea se duce vara foarte repede, din cauza acestor bule de apă care se formează pe nasul meu și pe mustăcioara mea, care în momentul de față sunt foarte mari și transpirată și mi-e cald. Și vă mulțumesc și ne vedem data viitoare. Pa, pa!